societatea la ziua de azi este disperată. Inclusiv ne dispersează și partidele politice, de care, chiar și cele care sunt în opoziție. Noi considerăm la ziua de azi că guvernul este, cum, primește decizii neadecvate. Dar să ne consolidăm măcar noi la ziua de azi. Și inclusiv, sper eu că noi trebuie să ducem tratative și cu celelalte organizații care sunt pentru independență, integritatea Republicii Moldova și tradițiile moldovenești. Asta este. Noi altă ieșire nu avem. Inclusiv, clar lucru că noi trebuie să facem mobilizare și consolidare și unirea acelor partide politici care doresc lucrul ăsta să facă în Republica Moldova pentru a restabili dreptatea, drepturile constituționale, libertate.